Îl cunoașteți pe inculpat? Cum să nu? Suntem vecini. Ce fel de om este? Om serios, cu familie, mamă, nevastă, copii. Cum se purta cu familia? Cu familia se purta bine. Avea grijă, aducea în casă. Ce aducea? Sticle, de obicei vin. Uneori țuică sau altceva. Pentru familie? Doar nu era să aducă numai pentru el 3-4 sticle. Nu de mult a adus și o femeie? Tot pentru familie? Nu, că familia părăsise dinainte domiciliul conjugal. De ce? Nu se înțelegeau. Din ce motiv? Pe semne, fiindcă dumnealui venea acasă mai târziu seara. Când anume? Cam pe la emisiunea 24 de ore și jumătate. Și cum venea? Ca omul, beat. L-ați văzut? Păi de obicei bătea cu picioarele în ușa mea, din greșeală. Și? Și eu deschideam, el mă înjura, eu ziceam, pardon, ați greșit apartamentul, și atunci el bătea în ușa lui. Tot cu picioarele? Păi dacă mâinile erau ocupate cu sticle... Ați asistat la vreun scandal? Am asistat, dar involuntar. Cum s-a întâmplat? Eu, după ce se termină emisiunea la televizor, mă culc și deodată aud țipete de femei și copii. Ce dracu, zic ăștia, tocmai noaptea își găsesc să țipe? Și mă scol cu cele mai bune intenții ca să intervin pentru liniștea colocatarilor. Când ies pe palier, îl văd pe dânsul că o bate pe maică sa, pe nevastă sa și pe copii. Probabil că le nervaseră și pe el țipetele. Dar ăia, în loc să tacă, țipau și mai tare. Pe toți îi bătea? Pe toți, dar pe rând. E un om organizat. Pe urmă i-a lăsat afară și a încuiat ușa. Deci i-a gonit din casă. Păi dacă țipau și tulburau liniștea? Dumneavoastră ați intervenit? Eu nu mă amestec în treburile familiare ale altora. Se zice familiale. Dar nu v-a indignat ceea ce ați văzut? Cum să nu? M-a indignat lipsa de atitudine a familiei. Ce ar fi trebuit să facă, după părerea dumneavoastră? Să tacă și să-și vadă de drum. Ce, asta e atitudine? Să țipi? Nu suport violența de limbaj. Dar cealaltă violență? Nici. Dovadă că i-am atras politicos atenția inculpatului să nu-i mai bată noaptea. Și el ce a răspuns? Că o să mă bată pe mine. Ați luat atitudine? Da. I-am trântit repede ușa în nas, am încuiat-o și l-am lăsat să bată cu picioarele până a obosit. N-ați semnalat nimănui faptele? De ce să-i fac rău omului? La urma urmei, e un cetățean liniștit. Tot familia era vinovată. De când au părăsit cu toții domiciliul conjugal, a început să vină acasă la 1001 de seri și acum nu mai țipă decât o persoană, ceea ce oricum e un progres. Cred că nu o să-l condamnați. Ba, cred că da. Precis? Atunci aflați de la mine, onorată instanță, că inculpatul e o bestie.